O informație nouă vine de la Digi24.ro. Republica Moldova a decis să închidă spațiul aerian din cauza unui balon. Un balon care părea a fi unul meteorologic, similar cu cel despre care s-a vorbit în România. Niciun oficial nu face legătura între cele două evenimente, dar întâi să vă spunem ce s-a întâmplat. Pe la ora 11:24, astăzi, Republica Moldova anunță că își închide spațiul aerian pentru asigurarea securității transporturilor civile. Ucrainenii publică informația că deasupra Republicii Moldova ar fi fost văzută o dronă. La ora 14:30, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis. Atenție, 11:24 este ora la care se închide spațiul aerian al Republicii Moldova. La 12:30, în jur de 12:30, armata detectează pe radar un obiect zburător, nu se știe despre ce era vorba, dar comunicatul armatei ne spune că obiectul ar fi semănat cu un balon meteorologic, dă alarma. Două avioane MiG-21 se ridică și pleacă în căutarea acestui obiect. 30 de minute mai târziu, obiectul a fost de negăsit, militarii s-au întors la bază. Acestea sunt informațiile. Dacă există vreo legătură între ele, încă nu știm, nu ne-a spus nimeni. Cert este că a existat această alertă. Informația este pe agențiile internaționale și, evident, toată lumea a făcut legătura cu alerta din Statele Unite. Unde, după descoperirea unui balon de spionaj chinezesc deasupra Carolinei de Sud, la începutul lunii februarie, săptămâna trecută, în weekend au fost descoperite 3 obiecte neidentificate deasupra Alaskei și Canadei. Toate cele 3 au fost doborâte de aviația militară, dar, atenție, rămășițele lor nu au fost identificate. Nu au fost găsite. Ni se spune că din cauza vremii, nu știm despre ce este vorba. Nici măcar cei de la Pentagon și de la Casa Albă nu știu despre ce este vorba. Pentru că dacă ieri, într-o conferință de presă, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Casei Albe spunea că președintele Statelor Unite a cerut informații în legătură cu programele pe care le are armata chineză de dotare, de cercetare în legătură cu astfel de obiecte zburătoare care să-i ajute în strângerea de informații, afla că există un astfel de program, dar nu putea fi făcută legătura între program și obiecte. Astăzi Casa Albă revine cu un comunicat care spune foarte clar că administrația americană nu are niciun fel de date care să lege cele 3 obiecte zburătoare de deasupra Canadei și Alaskei de vreun program de înzestrare, cercetare, spionaj al Chinei sau al oricărei alte țări. Mister, deci. Mister în legătură cu obiectele zburătoare din România, mister în legătură cu obiectele zburătoare de la nordul continentului american, de la nordul Americii de Nord. În studioul Digi24, invitații noștri, Valeriu Turcan este consultant politic, Cristian Barbu este fost comandant și rector al Academiei Tehnice Militare și Dorin Popescu este directorul Casei Mării Negre de la Constanța. Bună seara, domnilor! Bună, domnule seara. General, aveți cuvântul. Lămuriți-ne din datele pe care le aveți, care cred că sunt datele pe care le avem și noi, ce s-a întâmplat astăzi? Se pare că astăzi radarul care funcționează pe principiul determinării diferenței de densitate între diferitele zone și reflectă astfel o undă, a sezizat o amprentă. Amprenta aceasta putea să fie, și nu excludem sub nicio formă, și un balon lansat în zona aceea de determinare și, dacă ne uităm pe hartă, vedem că acolo sunt o serie de poligoane militare. Este posibil să fi fost un astfel de balon cu determinări de ordin atmosferic, necesare de altfel pentru trageri de precizie și pentru reglaje. Astfel de lucruri se fac în mod uzual. Poate că a fost un astfel de balon și a terminat misiunea și a coborât până când avioanele noastre au ajuns acolo, la comandă NATO. Important de spus acest lucru. Deci totul a fost sub supraveghere NATO. Radarele de mare performanță, de mare rezoluție și comanda NATO. Poliție aeriană practic comandată de la Torregon. Apoi, putea să fie foarte bine, pentru că a fost o incertitudine cu privire la rezoluția respectivă, putea să fie foarte bine o zonă de densitate, cum spuneam, modificată, fie prin condițiile meteo-locale, fie prin acele radiații pe care le spunem noi incidente, reflectate. Deci, o interferență de ordin electromagnetic. Cert este însă că
Lucrurile s-au terminat cu bine, noi n-am găsit acolo nimic, avioanele cu radarele lor n-au identificat nici prin vizibilitate și atunci trebuie să spunem trei lucruri clare. Unu, că supravegherea este în fiecare secundă și nu încetează. Doi, această intervenție a fost în timp foarte scurt, ceea ce ne dă speranța că în orice altă situație vom avea intervenții de ordinul minutelor. Și trei, este o certitudine. În momentul în care te duci și vezi locul, înseamnă că nu te lași păcălit sub nicio formă de vreun alt aparat, de o altă idee, de altceva. Te duci, vezi și au făcut și americanii la fel. Cu baloanele lor s-au dus, întâi au văzut și mai departe au luat o decizie. Probabil că și noi luam o decizie dacă exista un balon. Adică dacă ar fi fost o provocare, asta era reacția care trebuia să existe oricum. În mod clar, cer și tot cetățeanul din România trebuie să știe că nu trecem cu vederea niciun fel de chestiune care poate că e, poate că nu e. Nu, ne ducem și ne lămurim. E sau nu e? Balonul nu zboară repede. El nu. E mai degrabă static. Mai ales că noi nu avem în dotare baloane care să fie de genul celor pe care le-am văzut poate la americani, adică atât mai dirijabile, mai de presiune constantă. Noi nu avem astfel de lucruri, noi avem baloane care au presiune variabilă. Cum vi se pare această incidentul din Republica Moldova, ce mai turavura? Cum vi se pare că cele două incidente s-au întâmplat cam în același timp? La moldoveni a tras chiar închiderea spațiului aerian. Da, moldovenii probabil că au avut și alte informații. Să nu uităm că aceste informații și de la noi, cumva, dar și de la moldoveni, au fost corelate și cu alte surse de informații care tot așa au parcurs un teritoriu foarte apropiat de Republica Moldova, fie în Marea Neagră, fie la granița cu Republica Moldova pe teritoriul României. Este posibil să fie avut, poate, o astfel de amprentă și ei. Nu știu dacă a fost de ordinul dronei, dacă au revenit asupra ei și au avut o certitudine cu privire la balon sau a fost o altă imagine. Cert este însă că de când au trecut acele rachete pe deasupra teritoriului Republicii Moldova, ultimile nu de mult, atenția a fost în mod crescut, în mod vizibil crescută și este foarte, foarte bine așa. Să nu uităm, la o dronă, la un balon, vitezele sunt mici, timpul de reacție este mare. Nu ne pot surprinde, dar o rachetă, da. O rachetă ne poate surprinde. Ne spuneți așa de ce e importantă reacția, da? Reacția, sigur. Și observarea continuă. Și că oamenii sunt întotdeauna pe fază, sunt atenți. Întotdeauna pe fază și nu 2-3, că și la noi s-au ridicat două avioane din poliția La patru minute de la detectarea acestui obiect, avioanele Asta vreau să spunem oamenilor, se știe, sunt călări pe cai, adică sunt cu doar sabia ce se mai scoate, dar în rest sunt călări pe cai. Iar în spatele lor, încă o escadrilă e gata de intervenție în orice moment. Valeriu Turcan. Patru avioane gata de lucru. În comunicatul armatei se spune așa, mi s-a părut interesant. Forțele aeriene monitorizează permanent în cooperare cu forțele aliate, spațiul aerian național și zona de proximitate. E firesc, n-ar putea să fie altfel. Am mai discutat în această emisiune, există brigada de supraveghere radioelectronică Calatis de la Constanța. Cu ce a trebuit să se ocupe? Nu? Radare, senzori, bazinul Mării Negre, proximitatea, sunt radarele de înaltă precizie ale armatei, sunt conectate în sistemul NATO. Bănuiesc că de la începutul războiului și până acum, ca și înainte, fac fix aceleași lucruri, supraveghează, coleg informații în timp real despre orice mișcare suspectă sau nu în bazinul Mării Negre, în aer, pe apă, în spectru de frecvențe, mă gândesc că... Deci, business as usual este ceea ce acești oameni au învățat să facă în școala militară și execută acum aceste lucruri sub comandă NATO. Dar aș vrea să merg puțin spre o chestiune care mi se pare totuși... Eu nu sunt militar. Am ascultat diverse explicații ale oamenilor care vin din zona militară. Ce se întâmplă cu aceste baloane? E un soi de isterie colectivă la nivel internațional. Tema este pe agenda tuturor publicațiilor internaționale. Baloane sau obiecte neidentificate în Canada, în Statele Unite, în Republica Moldova, în bazinul Mării Negre, deasupra României și așa mai departe. Teoria conspirației are o săptămână bună. Aceste, indiferent de natura lor, că sunt pentru colegele de informații,
că sunt mai multe baloane meteorologice decât de obicei. Ele vor face un singur lucru, în esență, de necontestat. Vor aglomera radarele. De aici se testează reacția autorităților naționale. Că vorbim de America, se testează probabil reacția aviației americane, dar și reacția Casei Albe. Ce spune Casa Albă, ce spune că știe Casa Albă, sunt de asemenea reacții. Faptul că noi am ridicat avioane de la sol, faptul că în Republica Moldova s-a închis spațiul aerian, sunt niște măsuri pe care cineva trebuie undeva. Pentru că sunt și niște autori ai lansării acestor baloane. Trebuie să le consemneze. Și e bine sau e rău? Eu cred că este bine că există o reacție, pentru că este ceea ce statele suverane care au control asupra teritoriului național fac și este dovada faptului că există un nivel ridicat de pregătire. Dar să nu vă surprindă că aceste baloane se vor transforma într-o mare teorie a conspirației la nivel internațional. Deja. Este deja. Se fac legături între tot felul de evenimente. Uitați, obiecte neidentificate, baloane, aviația intervine cu tremure. Sigur, sigur. Deja legăturile sunt deja făcute. Deci se creează premizele pentru o îngrijorare crescută la nivel internațional. În Turcia, în România, în Balcani, în Europa și așa mai departe. Toate aceste evenimente cu o frecvență sporită sunt circulate de presa internațională. Da, și se creează o atmosferă. Să le spunem telespectatorilor, să ducem raționamentul până la capăt. Cuiva îi convine. Absolut. Cui? Celor care nu sunt prietenii noștri, NATO și ai Uniunii Europene. Începem sunt cu obiecte Rusia, terminăm cu China. Repet, cu... nefiind militar de profesie, indiferent de natura lor, că sunt de cercetare, că sunt meteorologice, dacă cineva trimite 1000 de astfel de baloane deasupra Europei, să spunem, blochează traficul aerian, obligă toate forțele aeriene să ridice aparate, toate centrele de cercetare a spațiului aerian se activează, guvernele intră în ședință, politicienii fac declarații, crește tensiunea. Nu cred că sunt niște obiecte atât de scumpe, dar cu obiecte ieftine, după o anumită cadență, pot crea, nu vreau să spun o isterie, dar premizele unei îngrijorări crescute la nivel internațional. Balonul detectat de militarii noștri, domnule general, era la 11.000 de metri, adică, bine mersi, locul unde zboară avioanele civile, nu? La 11.000 de metri? Sau e mult mai sus? Nu. 11.000 de metri înseamnă puțin peste plafonul de croazieră al avioanelor, să zicem, de... Comerciale. Comerciale, de rutină. Un avion militar poate să depășească această altitudine. Nu cu mult. Însă nu cu mult. Pe acolo sunt și avioanele civile. Ați văzut cu un F-20 de Raptor, de-abia a reușit să se ducă mai sus un pic, să se mai, cum spunem noi, să se mai cocoațe un pic. Și un F-16 merge mai sus, dar celelalte, nu. Nu atât de sus. Dorin Popescu, probabil că nu este lipsit de semnificație faptul că în Polonia F-35 olandeze au interceptat o formație de 3 avioane rusești. 2 de vânătoare și unul de spionaj au fost escortate în afara spațiului aerian al NATO. Are legătură? Dorin Popescu. Da, cred că da. Coroborarea celor 3 evenimente, într-adevăr, ne duce cu gândul la ipoteza cea mai simplă, de altfel, a lansării unor baloane de încercare, ca să zic așa, da? Destul de probabil cu însemne chirilice dacă vorbim strict de baloane, sigur cu însemne chirilice dacă vorbim de avioane care au fost exportate de către avioane poloneze, avioane NATO de această dată. Deci, baloane de încercare, da, cu ghilimele de rigoare, cu însemne chirilice, chiar dacă pe alte continente și pe alte meridiane ale lumii găsim alte tipuri de însemne pe baloane respective. Dar în această zonă, de bună seama că nu putem vorbi decât despre baloane de încercare care, pe lângă eventuale prezumate funcții de colectare a unor date meteo, de stil meteorologice, dar cu funcțiuni similitare sau cu utilități similitare sau iată chiar și de colectarea unor date din zona specifică de inteligență, avem însă un obiectiv prioritar, cred eu, acela de a testa
capacitatea de prevenție, capacitatea de acțiune, capacitatea de reacție. Sigur că nu sunt înzestrat, nu sunt echipat cu suficiente lecturi de romane polițiste actualizate, de romane științifico-fantastice sau, sau din literatura de specialitate meteo, însă ipoteza cea mai plauzibilă rămâne aceea lansării unor, cum spuneam, baloane de încercare, fie și sub forma, unor ținte false generate de sistemul tehnico-militar al Federației Ruse, ținte false care să apară pe radarele NATO și care să le deruteze. Vorbim însă, iată, de ținte false, de baloane de încercare, de avioane, toate acestea cred eu că fac parte în mod firesc din recuzita de război informațional, hibrid, asimetric, care se poate în momentul de față în societatea contemporană. Găsesc că un generator al multor baloane de încercare din cele care, iată, testează vigilența noastră în spațiul de proximitate al României și al aliaților, toate aceste baloane de încercare ar putea, cum spuneam, însemne chirurgice. Legătura dintre evenimentul din Moldova și ce s-a întâmplat la noi, Dorin Popescu, există vreuna? Este destul de probabil că, având în vedere faptul că se monitorizează atât pe România ca țară membră NATO, cât și NATO ca alianță, monitorizează monitori indubitabil, atât cu sistemele radar amplasate terestru, cât de bună seamă cu avioane de interceptare, de recunoaștere, de culegere de informații, etc. Având în vedere, deci, că România, ca țară membră NATO și NATO, monitorizează în mod permanent zona de proximitate, eu unul cred că există o legătură directă între evenimentele din spațiul aerian al Republicii Moldova, în sensul că autoritățile din Republica Moldova, este doar o supoziție, au fost informate de NATO cu privire la, riscul ca țintele văzute de sistemele radar ale aliației noastre și ale României, poate ca stat membru NATO, să facă trimitere la o țintă aeriană care trebuie monitorizată și împotriva căreia se poate lua inclusiv interdicție de limitarea zborului sau de închiderea spațiului aerian, fie și pe o durată limitată, așa cum a decis Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova. La noi știm de la armată, domnule general, că acest obiect zburător a fost identificat în sud-estul României. Mai știm că a fost identificat la 12 și 30 de minute, cum vă spuneam, zbura la 11.000 de metri și mi s-a părut interesantă terminologia asta, ținta aeriană de dimensiuni mici, caracteristici asemănătoare unui balon meteo. Ce înseamnă țintă aeriană? Pentru ei era o țintă sau cum? Explicați-ne. Da, sigur că este o țintă pentru noi în momentul în care nu este identificată în totalitate. Noi prima dată gândim că în spațiul nostru aerian trebuie să evolueze ceva știut. Adică este anunțat, fiecare transporter pornit, este un plan de zbor clar și cunoscut. În momentul în care nu ai nimic din toate acestea, sigur că e o țintă. Adică nu stăm să ne gândim că e balon, că e avion, eu știu că a trecut vreun zeppelin. L-am clasificat țintă și am plecat după el. Așa s-a întâmplat și aici. În timp ce în Republica Moldova nu a fost aceea situație, nu a fost declarată țintă, a fost declarat un obiect probabil pe care nu au reușit de prima dată să-l clasifice public, iar închiderea spațiului aerian arată mai mult decât ideea că ar fi putut exista un balon. Okay, nu închizi balonul pentru... Potențialul pericolului era mult mai mare, asta ne spuneți. Da, cam asta am vrut să spun printre rânduri. Bun. Și lucrurile s-au rezolvat. Noi nu știm cum. Deznodământul e doar că la 14 și jumătate au redeschis. Au redeschis spațiul. Deci pericolul ar fi dispărut. Pericolul ar fi dispărut sau respectivul obiect neidentificat, să nu zicem altfel, a dispărut, a ieșit din spațiul aerian. Mister ca și la noi, că noi n-am găsit nimic? Nu. Nu este același mister, pentru că la noi am fi putut, dacă era o astfel de situație, îl urmăream ca dâră aerodinamică. Lăsa o urmă. Adică ar fi fost văzut în mers. El a apărut, ne-am dus, între timp a dispărut, nu l-am identificat, bănuim că a coborât pe sol acel balon. De aceea am spus că este cel mai probabil sau a fost acea structură, să zicem, cu reflexie locală de scurtă durată. Incidentele din Alaska și Canada. 3 la număr, 2 în Canada, 1 în Alaska.
obiecte zburătoare. Piloții au avut niște caracterizări foarte interesante. Nu știu ce e, nu știu ce îl propulsează. Ce dimensiune avea? Păi avea dimensiunile unei mașini mici, de exemplu. Unei mașini mai mici, spunea John Kirby. Și nu trei autobuze, ca data trecută, sau 5 sau 7. Și totuși au fost doborâte, pentru că nu știau ce e. Bănuiala e că au fost prompți tocmai pentru că fusese incidentul de deasupra Statelor Unite, din spațiul aerian al Statelor Unite. Atunci nu au mai stat pe gânduri, dar acum aflăm că de fapt n-au recuperat niciun fel de rămășițe, nu au recuperat nimic din cauza vremii. Bun, din cauza vremii, acum trebuie să vă spunem că și noi gândim uneori că unele lucruri, dacă ar cădea în mâna celor pe care nu îi considerăm prieteni, ar fi bine să nu mai aibă proprietățile inițiale. Și atunci sunt niște elemente extrem de simple care, imediat ce crește presiunea, adică sunt în coborâre forțată, intră în acțiune și distrug anumite lucruri. Ok, de adică pomană, e posibil să fi avut niște dispozitive de autodistrugere. Niște dispozitive extrem de simple, dacă erau militare, da, sau și dacă nu erau neapărat militare, că nu sunt chestiuni extraordinar de sofisticate. Sunt cele care, la un moment dat, pot distruge o baterie, pot face un scurt circuit, pot distruge elementele electronice. Se topesc. Se topesc. Deci există chestiuni destul de simple pe care și amatorii le pot face, dar de data aceasta unii dintre ei, dintre cele trei baloane, să le zicem în continuare OZN, necunoscute ca zbor, nu extraterestre, că asta înseamnă de fapt, sunt neidentificate că n-am pus mâna pe ele, nu? Cel puțin unul dintre ele avea și o aparatură, din câte am înțeles din declarațiile oficiale ale piloților, avea o aparatură destul de sofisticată din punct de vedere electronic. Pentru că unii dintre piloți au relatat că aparatura lor a interferat cu aparatura. Vă dați seama, un astfel de balon este totuși într-o zonă destul de izolată. Interferența cu aparatura de bord a unui avion sofisticat nu este una simplă. În momentul în care face o interferență cu aparatura de bord, el culege niște informații. Să ne fie foarte clar. Două telefoane, dacă le punem unul lângă celălalt și interferă între ele, înseamnă că unul știe ce să caute de la celălalt. Altfel, ele nu interferă. Valeriu Turcan, în ipoteza în care toate aceste incidente făcute cu bani puțini sunt menite să aducă haosul pe pământ, probabil că autoritățile americane știu asta și simt o presiune extraordinară să spună oamenilor despre ce este vorba, să ne lămurim. Unul din obiectivele, cred că, al acestei campanii de lansare pe toată planeta de obiecte neidentificate este tocmai acesta, să creeze o presiune internă pe care opinia publică sau presa să o pună pe propriile guverne. Pentru că ideea este în felul următor. La ce investiții fac guvernele în tehnologii militare de ultimă generație, oamenii ar trebui să știe. Până la urmă este o îngrijorare și pentru mediul de afaceri, și pentru oameni, și pentru presă. Cu atât mai dificil le este că nu pot să dea aceste răspunsuri. Orică se topește dispozitivul sau balonul până la aterizare sau în aer după ce este distrus, orică este foarte greu să recuperezi ceva din respectivul obiect, nu este foarte simplu să ai răspunsurile pe care presa le cere astăzi. Și atunci este o presiune pe aceste guverne. După cum și la noi, autoritățile dau comunicate, trebuie să răspundă la întrebări. Dar mai e ceva. Mesajul cred că este foarte simplu și înțeles de toată lumea. Și noi putem să vă creăm probleme cu mijloace absolut modeste, să vă creăm haos în relația dintre voi și cetățeni, dintre voi și operatorii, să spunem, din zona aeronauticii, între voi și presă. Pentru că a trebuit să iasă Casa Albă să spună că nu știm în acest moment dacă nu cumva este vorba de un obiect de natură extraterestră. Cam așa a fost declarația. Nu excludem nicio posibilitate, spunea șeful apărării spațiale, nu excludem nicio posibilitate, nici pe cea ca aceste obiecte să fie de natură extraterestră. Ceea ce ne duce la ideea cu care am început. Deci dacă Guvernul Statelor Unite nu poate să excludă asemenea variante, deci până la urmă, extraterestrii există. Tot la teoria conspirației ajungem. Chiar dacă guvernul vrea și are ce să spună, chiar dacă nu are ce să spună sau nu ar vrea să spună. Păi, Valeriu Turcan. Aici vreau o scurtă precizare. Este vorba despre șeful NORAD-ului. Da. Care nu e chiar politician. Nu e, exact. Și care are probabil posibilitatea să se uite pe unele ecrane
probabil că numai el și câțiva de-ai lui, unde pot apărea și elemente de această natură. De această natură. Pe care nu știu, pe care noi nu le putem să ști, le identifice. Exact. Aici este semnalul foarte interesant. Adică sunt lucruri pe care noi nu le știm, poate nici politicienii nu le știu în totalitate, dar șeful onoratului s-ar putea să le vadă, să le știe, să le observe pe un ecran. Și atunci a spus, domnule, atâta timp cât nu pun mâna pe ele, eu nu știu ce sunt obiectele astea pe care le-au dat jos piloții noștri. Sunt foarte multe semne de întrebare și noi astăzi aici am ridicat câteva probleme. Gândiți-vă totuși că dumneavoastră la Digi24 aveți agenții de presă internaționale, sunteți conectați la politicieni, aveți surse. Dar omul simplu când vede aceste evenimente și succesiunea, cadența de evenimente, ce gândește? Se întâmplă brusc foarte multe lucruri ciudate. Oare unde vom ajunge? Mai ales că ați văzut, suma înseamnă vreo 300 și ceva de evenimente lămurite o treime. Deci dintr-o dată lumea începe cumva să se gândească, ok, dar celelalte două treimi, 200 și ceva de evenimente. O să vă rog, Valeriu Turcanu, imediat să ne spuneți dacă există un antidot pentru situația asta care pare să fie așa ca o oală sub presiune, în care încă mai intră presiune. Dorin Popescu, noi astăzi practic suntem în situația în care eram înaintea precizărilor de ieri, în legătură cu cele trei obiecte zburătoare neidentificate de deasupra Alaskei și Canadei, pentru că ieri se făcea o legătură nu foarte explicită între aceste obiecte zburătoare și programul Chinei, astăzi comunicatul Casei Albe spune foarte clar, nu avem niciun indiciu care să lege cele trei obiecte zburătoare depistate deasupra Canadei și Alaskei de programul de spionaj al vreunei țări, nu al Chinei, ci cu al niciunei țări. Deci e un mare semn de întrebare, un mister uriaș. Suntem exact unde eram alaltăieri. Da, și este poate chiar cu amendamentul, cu nuanța suplimentară, complementară, că dacă ne menținem de plină încredere în informațiile furnizate în spațiul public de către autoritățile americane, mai mult decât ieri, excludem, iată, un element de provocare organizată din partea unui actor statal, da? Inclusiv din partea actorilor statali la care suntem obișnuiți sau pe care suntem obișnuiți să-i vedem în spatele acestor lucruri de fiecare dată în acest ultim an, iată Federația Rusă și China. Deci am putea spune ca și în situația de ieri, dar cu un răspuns fără echivoc oferit de administrația americană, într-adevăr, că nu sunt indicii care să conecteze aceste baloane de programele de cercetare ale Chinei și ale altor actori statali. Bun, dacă obiectivul rămâne totuși acela de a testa reacția unor guverne, nu exclud pe de altă parte, însă fabulez ușor. Nu exclud posibilitatea pregătirii populației în sensul larg, populației lumii, pentru catastrofic. Sunt actori statali care au nevoie ca populația lumii să perceapă toată această rumoare, toată această presiune care crește în spațiul public, de la drone la baloane, de la baloane la elicoptere, de la elicoptere la avioane, de la avioane la cutremur, de la, eu știu, riscul utilizării armelor de distrugere în masă, la riscul utilizării arme nucleare. S-ar putea ca diferiți actori statali care au anumite intenții și scenarii în pregătire de escaladare treptată, rapidă, accelerată a unor situații de ostilitate existentă în momentul de față, s-ar putea ca acești actori statali să pregătească puțin, prin incidente și provocări de acest gen, populația lumii pentru un apetit în creștere spre o percepție colectivă de apropierea catastroficului. Și apoi, nu-i așa, catastroficul vine fără să mai surprindă pe nimeni, chiar dacă nu vine din baloane meteo, din drone, etc., ci vine dintr-o pregătire minuțios elaborată în laboratoarele de decizie politică și militară ale unui actor statal important. Într-un sistem de ăsta în care spuneam că intră din ce în ce mai multă presiune și oamenii au senzația că dintr-o dată se întâmplă o mulțime de lucruri, care antidotul? Ce trebuie să faci? Trebuie să mai înțelegem un lucru. Propaganda și manipularea sunt arme, sunt clasificate ca atare. Mm-hmm. Există operațiuni psihologice, nu? În armatele moderne. Cred că în fața unei astfel de operațiuni suntem și noi astăzi.
și cred că obiectivul, parțial cel puțin, a fost atins. Reluarea conspirațiilor sau generarea de noi conspirații, creșterea incertitudinii, percepția că urmează evenimente catastrofale, deci atenție, guvernele noastre trebuie să aibă un alt comportament. Se încearcă influențarea elitelor politice, pentru că și elitele politice se uită mult, ți-ar spune că guvernează cu ochii în televizoare. Da? Și atunci se creează această atmosferă la nivel internațional. Antidotul este unul foarte simplu. În primul rând, este nevoie de o coordonare la nivel internațional. Pentru că s-ar putea să fie evenimente disparate. Pe de altă parte, secvența sau frecvența lor spun niște lucruri. Deci suntem parte într-un război civilizațional la scară globală, NATO și Uniunea Europeană și aliații pe de-o parte și ceilalți, mulți stau pe margine uitându-se, dar se uită la astfel de evenimente. În primul rând, dovezi, colaborare proactivă și cred că urgentarea cercetărilor și clarificarea lor. Pentru că dacă tu ai în fiecare săptămână câte un astfel de obiect neidentificat, ești în jocul adversarului, clar. Ești în agenda lui. Da. Și tot ceea ce ceva vei ce face... el generează e... și tu trebuie să răspunzi. Exact. Exact. Și atunci trebuie, poate, odată ce lucrurile sunt clarificate și niște avertizmente publice, nu în sensul de a amenința pe cineva. Dar genul ăsta de isterie este foarte proastă pentru și poate cauza evenimente tragice. Federația Rusă a pus unor separatiști niște sisteme antiaeriene. Nu știm dacă la comanda Moscovei sau nu, dar au doborât un avion al liniilor aeriene malaeziene. Se întâmplă tot felul de tragedii. La începutul războiului, o bună parte din, să spunem, coasta României simțea bruierea semnalului GPS. De asemenea, un fenomen periculos pentru aviație, pentru marina comercială și așa mai departe. Presa din Bulgaria relata că același fenomen se întâmplă în apropierea coastelor bulgare. Când toate obiectele sau toate sistemele după care tu te orientezi sunt date peste cap, oricând se poate întâmpla o nenorocire. Și de obicei nu este pentru cine se pregătește. Oricând se poate, oricând pot și cetățenii ai țărilor care lansează astfel de provocări să cadă victime ale unor astfel de acțiuni necugetate. De aceea cred că una e una, alta e alta. Noi nu suntem în război, sprijinim Ucraina, dar nu suntem în război. Statele Unite nu sunt în război, sprijină Ucraina în mod transparent. În fiecare săptămână sunt anunțate livrările de arme, dar nu sunt parte din războiul efectiv. Din această categorie a anunțurilor, a comunicării care ne poate ajuta să înțelegem ce se întâmplă și să ne pună și în gardă, aș zice că face parte declarația pe care a făcut-o astăzi Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, după ce s-a produs al doilea cutremur în aceeași zonă a României, ieri de 5,2, astăzi de 5,7, Raed Arafat spune: atenție că vor fi mulți care vă vor prezice cutremure. Acum e foarte mare tensiunea, sunt foarte mari așteptările, temerile și vor fi oameni care vă vor spune când și cum se vor produce cutremurele. Toți specialiștii cu care am vorbit și vom mai vorbi în continuare cu specialiștii în acest domeniu spun foarte clar, științific, nimeni nu vă poate spune când se va produce un cutremur. Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Cu evenimentele care iau fața, riscăm să nu mai fim atenți la ce se întâmplă, de exemplu, pe câmpul de luptă. Astăzi, bombardament la întâmplare, pur și simplu haotic, nimeni nu mai înțelege ce fac rușii, dar lovesc în continuare multe ținte civile. S-a întâmplat și ieri, s-a întâmplat și astăzi, probabil că asta este noua strategie. Și o declarație făcută de generalul Mark Milley, este șeful militar al armatei americane, și care sună în felul următor: Rusia a pierdut strategic, operațional și tactic în războiul său în Ucraina. Pur și simplu este un dezastru pe câmpul de luptă. Dar toată lumea se întreabă, totuși războiul ăsta ar trebui să se termine. Cum se va termina? Vorbim despre subiect pentru că avem o părere valoroasă și vă oferim după ora 22. Până atunci, despre informațiile care se adună, din ce în ce mai multe informații în legătură cu o posibilă lovitură de stat la Chișinău. Aseară,
purtătorul de cuvânt, șeful comunicațiilor, comunicării din Consiliul de Securitate al Statelor Unite, John Kirby, spunea aseară că are informații că există evaluări și că e îngrijorat în legătură cu ce s-ar putea întâmpla la Chișinău. Declarația. What I'll say about that is deeply concerning reports, certainly not outside the bounds of Russian behavior. And we absolutely stand with the Moldovan government and the Moldovan people. I know of no independent confirmation, but we're certainly not questioning the capacity, the will of the Russians and Mr. Putin to try to do that. It's perfectly right up page right out of his playbook. Adăugăm informația care vine de la un parlamentar moldovean și care sună în felul următor. La un meci de fotbal Chișinău, un meci de fotbal Republica Moldova-Serbia, suporterii sârbi ar fi fost pregătiți să vină la Chișinău pentru a participa la această operațiune militară împotriva instituțiilor din Republica Moldova, motiv pentru care meciul respectiv se ține cu tribuna goală pentru echipa din Serbia. Deci nu mai sunt acceptați să sosească în Republica Moldova suporterii sârbi. Dorin Popescu, cât de serioase sunt aceste amenințări? Vă spun că extrem de serioasă. N-am niciun fel de îndoială în această privință. Însă, în egală măsură, spune că extrem de serioase au fost încă de la începutul invaziei militare ruse împotriva Ucrainei, pentru că, am spus-o dintotdeauna, o repet, Republica Moldova este și ea o țintă, există și ea pe scenariile de război elaborate de strategii de la Moscova. N-am nici mai mărut o îndoială în acest sens. Dar e adevărat că obiectivul Federației Ruse în ceea ce privește Republica Moldova este mai mult sau mai puțin similar celui pe care l-a avut și l-a în față de Ucraina, respectiv fie o vasalizare politică, fie o supunere militară, o ocupare militară, fie o formă combinată hibridă, da? care să acopere și vasalizarea și loialitatea față de Kremlin și o prezență militară sporită acolo. Având în vedere faptul că realizarea acestui obiectiv prin mijloace militare ar include o înaintare a frontului pe flancul sudic în Ucraina prin Nicolae Herson, Odessa și că Federația Rusă, Armata Federației Ruse nu are sub nicio formă în momentul de față și nu va avea în următoarele luni cel puțin forțele și mijloacele necesare unei astfel de înaintări, atunci Federația Rusă recurge la soluția aflată la îndemână cu prioritar cu resursele rusești deja existente pe teritoriul Republicii Moldova, la care s-ar putea adăuga o resursă umană suplimentară, s-a făcut trimitere între adevăr și la posibil diversioniști sârbi care ar fi urmat să participe la meciul de fotbal dintre Sheriff Tiraspol și Partizan Belgrad. 12 presupus suporte sârbi au fost deja întorși de la aeroportul din Chișinău, deci nu au fost primiți pe teritoriul Republicii Moldova. Bref, Federația Rusă are teror, dorința, capacitatea, cred că și intenția acum ca, după eșecul unui posibil scenariu de destabilizare pe care l-a avut înainte de începerea iernii, cu siguranță a existat acest scenariu, vă mai aduceți aminte, marile proteste stradale pe care Federația Rusă le-a manipulat acolo la Chișinău. Acum asistăm la un scenariu de primăvară cu resurse limitate, prioritar cele existente deja pe teritoriul Republicii Moldova, la care se poate adăuga o resursă adițională din exterior, să realizeze o destabilizare a țării care să creeze premizele pregătirii unei viitoare schimbări de regim și a vasalizării politice a Republicii Moldova. Am văzut mai devreme, domnule general, pe ecran ce spune Rusia despre lovitura de stat de la Chișinău. Ministerul de Externe de la Moscova a emis un comunicat în care a spus, acum este ce spun americanii, înainte era ce spune Rusia, se referea respectivul titlu la un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, prin care ni se spune că Rusia nu este deloc interesată de dezorganizarea și de destabilizarea altor state. Când spune Rusia asta, aproape că crezi, nu că aproape. Crezi pe dos, pentru că mint cum respiră. Ne aducem aminte că ne-au spus că nu o să fie invazie, așa a fost invazia. Și este doar un exemplu. Deci, ce ar putea să facă Moldova? Moldova a apărut de multe ori în această retorică a Moscovei, nu numai acum. Oho, da. De multe ori. Ba, alte ori a fost chiar asociată și cu alte state.
Dar Moldova a fost destul de țintită, dacă vreți, și întotdeauna trecută la capitolul, îmi cer scuze, așa am simțit eu, la și alții, pentru că sunt ușor de rezolvat oamenii ăștia. Adică nu trebuie să ne ducem acolo cu armament, cu tancuri, eu știu, nu trebuie să facem un front acolo, pentru că știm noi cum să rezolvăm problema aceasta. Ei, iată că nu e chiar așa. Eu am toată stima pentru Maia Sandu, pentru că în această perioadă, cel puțin din punct de vedere al relațiilor internaționale, a reușit să stabilizeze cumva această țară, care, cum să vă spun, n-a creat foarte mult interes de prima dată. A reușit să aducă un interes american, a reușit să aducă un interes european, să crească legătura cu România, să aibă în continuare un contact cu Ucraina, cu Polonia. Deci a reușit cumva, la un moment dat, să găsească acest sprijin în jurul ei. Sprijin care sigur că nu a convenit Kievului, Kremlinului sub nicio formă. Și de aici a și crescut această presiune și de aici au apărut unii, eu știu, ceceni sau ce-or fi ei pe acolo, care au spus, domne, totul este foarte ușor și la îndemâna noastră. Numai un cuvânt din partea șefului să fie și rezolvăm. Iată că nu e așa. Lucrurile nu se vor desfășura sub nicio formă cum și-au propus ei. Sigur, nu cred că putem să ajungem la ideea că izolăm acum Republica Moldova. Dar unele măsuri trebuie luate. Poate prima dată pare ceva extrem de simplu. Dom'le, veneau niște suporteri să se joace fotbal aici cu cei din Tiraspol și vezi, doamne, se destabiliza toată țara. Cred că e mai mult decât atât. Uh-huh. Au existat informații, existau clar semnale că lucrurile acestea pot degenera în timp scurt cu sprijinul celor din interiorul Republicii Moldova. Și printre ei, trebuie spus, sunt și foți ofițeri, fie ai armatei, fie ai serviciilor, ceea ce este în continuare destul de complicat. A vorbit Maia Sandu despre ei. Valeriu Turcan, poate Republica Moldova să se apere în fața acestui pericol? Desigur că se poate apăra. Există un sprijin internațional consistent din partea Uniunii Europene. Le vin inclusiv ajutoare militare, pentru că nu au o armată foarte bine pusă la punct. Le-au venit bani, livrări de energie. Chiar dacă, să spunem, a fost o iarnă dificilă din perspectiva creșterii facturilor la utilități, acest sprijin a existat. Frontiera de est este totuși închisă, acolo este Ucraina, militarii ruși sunt obligați să stea cu minți și populația vede ce se întâmplă în Ucraina, cum Federația Rusă încearcă să distrugă o țară. Majoritatea forței de muncă trăiește în Occident, este un transfer de bani, de valori poate. Există sprijinul deplin al României, am fost și rămânem cel mai important avocat al europenizării complete a Republicii Moldova. Este un nou guvern care trebuie să ia o serie de măsuri. Cred că foarte mulți dintre acești băieți căliți în anii tranziției au văzut-o pe Maia Sandu la 1,60 m, firavă, ce și-or fi imaginat. Haide că întoarcem lucrurile în anii tranziției. Cred că ar merita și o altă abordare cu acești oameni. Dacă a fost un plan de destabilizare a Republicii Moldova prin importul de sportivi sârbi și așa mai departe, care să creeze agitație, el a fost dejucat. Este deja un atu. Există informații. Dacă sunt forțe interne sau oameni care călătoresc, nu știu, poate și prin România, merg în Israel, merg în restul Uniunii Europene, cu pașapoarte ale Republicii Moldova sau cu pașapoarte românești, poate ar merita și anulate o parte din respectivele pașapoarte. Prea a fost un teren în care fiecare a făcut ce a trecut prin cap. Maia Sandu are toate pârghiile să ia măsuri mult mai ferme. Repet, țara este între Ucraina și România, sunt nenumărați oficiali europeni sau internaționali care călătoresc la Chișinău, e un sprijin politic cum n-a existat niciodată. Dar măsurile alea, acele măsuri ferme, prin care inclusiv unii agitatori să fie chemați la poliție, să dea declarații, să le fie suspendate pașapoartele, ar merita luate. Domnule general, nu poți să umbli prin toată Uniunea Europeană și să te gândești să destabilizezi Republica Moldova ca și cum ar fi un sat fără câini. Două declarații făcute de Jens Stoltenberg, și secretarul general NATO,
Prima e, nu avioanele sunt urgența, avioanele ajutor militar pentru Ucraina. Să le dăm măcar ce le-am promis, ca să ajungă la ei tot ce le-am promis, ajutorul militar pe care l-am făcut deja, pe care l-am anunțat deja, și declarația șoc, alertă roșie de muniție. Ucrainenii consumă muniție într-un ritm care ne golește depozitele, rezervele. Trebuie să producem mai multă muniție. În Uniunea Europeană, în țările membre NATO, în NATO, trebuie produsă mai multă muniție. Se poate întâmpla asta peste noapte? Adică cineva umblă la buton și produce mai multă muniție? Sau durează? În principiu durează. Ca orice fabrică, va trebui ori o fabrică existentă să-și dubleze sau, poftim, să-și mărească această capacitate de producție, ceea ce înseamnă câteva luni până una alta. Nu e numai partea tehnică, trebuie să ai și oameni. Trebuie să ai materiile prime, trebuie să ai, cum să spun, întreaga linie pentru a produce așa ceva, de la aprovizionare până la depozitare. Și depozitare este iar un aspect. Apoi, dacă faci una nouă, o fabrică nouă, iată cam cum încercăm noi românii de ceva timp, că pe noi ne-a prins, îmi cer scuze că spun, cam în desuri. Nu prea avem pe noi nici cămașă, nici pantaloni. Suntem așa, cam străvezii. E, atunci asigur că ți-a mai mult timp până faci o astfel de fabrică și până când reușești să pui întreaga producție la punct. Să nu uităm că trebuie să iei de la zero, cu serie zero, prototip, până când certificatul NATO spune da, matale produci conform standardelor noastre. Oameni și așa mai departe. Deci nu e chestia simplă și foarte bine că a ridicat problema aceasta, după părerea mea, puțin cam târziu. Dar să nu uită că și până acum Stoltenberg a tot spus, măi, oameni buni, atenție la bugetul pentru apărare, atenție la ceea ce faceți cu muniția. Vis-a-vis și de faptul că știți că tot comentam la dumneavoastră în studio, acele 3.000 de garnituri de tren cu muniții care trebuie să ajungă pe frontul din Ucraina. S-au dus jumate, 1.500, și n-am văzut contraofensiva. Despre... Deci trebuie multă, multă, multă muniție. Despre cutremur, cutremurul de astăzi în Gorj, 5,7, și despre Putin, paranoia lui a ajuns la mijloacele de transport și, evident, întrebarea pe care și-o pune toată lumea, după ce se termine războiul ăsta, ce se va întâmpla cu Putin? Avem un răspuns, rămâneți cu noi, revenim. Declarație făcută astăzi de șeful armatei americane, generalul Milley, spune că rușii au pierdut. Evident, războiul continuă pentru că rușii nu folosesc numai armele de pe câmpul de luptă, nu folosesc doar soldații, folosesc tot felul de alte metode și am vorbit deja despre câteva dintre ele. Pe toți ne interesează cum se va termina acest război și după ce el se va termina, cu Putin ce se va întâmpla. Vă propunem imediat o părere foarte interesantă, o vom comenta împreună cu invitații noștri, înainte despre o schimbare care a apărut astăzi printre oamenii de știință, în legătură cu tremurele din Gorj, pentru că s-a reactivat o zonă seismică în România. Este zona Gorj. Ieri un cutremur de 5,2, astăzi un cutremur de 5,7. Ieri cutremurul a avut 16 replici, astăzi cutremurul a avut deja 13 replici, unele dintre ele foarte puternice. Astăzi cutremurul la ceva mai la suprafață decât cel de ieri. Cel de ieri se produsese la o adâncime de 15 km, cel de astăzi la 6,7 km adâncime. De aici efectul pe care l-au simțit oamenii din județul Gorj, în mod special, cutremurul s-a simțit puternic și în județele limitrofe, inclusiv dincolo de Carpați, în județul Sibiu. S-au înregistrat pagube materiale, s-au înregistrat și victime, 2 oameni răniți la Târgu Jiu. Foarte interesant însă să vă spun care este schimbarea care a apărut în rândul oamenilor de știință. Ieri băgau mâna în foc că cutremurul din Gorj nu are legătură cu ce s-a întâmplat în Turcia. Astăzi nu mai sunt atât de siguri. Cei de la Institutul Național pentru Fizica Pământului ne-au spus că trebuie să mai cerceteze, trebuie să mai analizeze datele. Am stat de vorbă însă mai devreme cu un profesor de seismologie la Universitatea din Kyoto, care lansează ipoteza că există o legătură. De fapt, cutremurele, că a fost o serie de cutremure puternice în Turcia, ar fi încărcat
și zona seismică din Gorj. Profesorul ne explica inclusiv faptul că, după cutremurele din Turcia, s-a produs un cutremur în zona Vrancea și aceea s-ar fi încărcat din cauza cutremurelor din Turcia. Continuăm să întrebăm, să aflăm ce se întâmplă și acum stăm de vorbă cu domnul profesor Petru Urdea de la Universitatea de Vest din Timișoara. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bună seara tuturor! Prima întrebare, domnule profesor, este constatarea pe care o făceam mai devreme. Pentru dumneavoastră, vreo legătură între Gorj și Turcia? În mod normal, nu există nicio legătură directă. De ce nu există o legătură directă? Pentru că tot contextul tectonoseismic este complet diferit. Pe de o parte, nici în Turcia nu putem vorbi de o situație unitară. Pentru că ce s-a întâmplat în Turcia e vorba de valile din partea estică a Turciei, acolo unde are loc îmbinarea a două plăci mediane, cea arabă și cea anatoliană. Și ceea ce este curios este că sistemul de fracturi, de exemplu, sistemul de falic complex, de altfel, din nordul Anatoliei, care merge paralel cu litoralul Mării Negre, nu a fost activat. De asemenea, nici epicentrele active din partea estică, și știm foarte bine că în urmă nu cu foarte mulți ani, în zona Izmir, a avut loc un cutremur mai mare de 7 ca magnitudine, nici acolo nu au fost reactivări, ci au fost doar reacții foarte slabe, adică acele reacții firești care apar de rearanjare a elementelor spațiale din structura aceasta a scoarței din Anatolia. Nu excludem însă faptul că în perimetrul peninsulei balcanice și până spre noi, spre Carpați, avem interpuse mai multe sisteme de falii în spațiul Mării Egee, și apoi sistemele montane cu structură cutată din munții Rodopi, din munții Balcani și apoi, bineînțeles, din spații din Aric spre vest. Deci ar fi putut transmite ceva care să activeze zona Gorj? Problema este că există o anumită presiune, trepidațiile, să spunem așa, unda seismică se propagă. Gândiți-vă că un cutremur ca acesta este recepționat și de un seismograf sensibil din Statele Unite. Uh-huh. Adică, unda seismică se propagă, e adevărat, cu o intensitate foarte mică în toate direcțiile. Dar la noi, în cazul structurii părții sudice a țării noastre, centrată pe o zonă numită platforma amniotică, ea poate să aibă o reacție la contactul cu Carpații, unde iarăși contactul cu această structură a munților Carpații, cu de orogen, e una cu falii. E, acele zone, acele bucățele de scoarță, mărgite de falii, se reașează. Și haideți să ne gândim puțin. În Banat, unde avem iarăși o structură în tablă de șase, din 1790 au fost 3500 de cutremure. Deci, e zonă seismică, dar nu au fost de mare intensitate și magnitudine. E posibil, pentru că scoarța terestră este, să zicem așa, un fel de organism viu, este Pământul, nu? Și elementele structurale își caută un loc mai stabil. Mișcarea aceasta, măgită de niște falii, aceste bucăți de scoarță, normal că vor crea tensiuni care duc la acumularea unei energii telurice, care se descarcă. Și poate că e bine așa, mai multe cutremure de mici intensități, să nu avem parte de cutremure de mare magnitudine. Vorbim imediat despre cutremurele de mici intensități, 5,2-5,7, dar aș avea o informație pentru telespectatorii noștri. Le spuneam că de la ora 13 și 16 minute când s-a produs cutremurul de astăzi de 5,7 s-au produs 12 replici. Nu.
s-au produs 18 replici, unele dintre ele de când suntem noi în emisie. Se tot produc și înțeleg, domnule profesor, că este caracteristica cutremurelor de mică adâncime, 6,7 km pentru cutremurul de la ora 13 și 15, până când vor dura aceste replici? Bun, acum gândiți-vă că între 3,5 km și 30 de km, cât au altele, cel de 5,8 de astăzi, a fost la circa 40 de kilometri, nu? Ce îmi spune mie această diferență de adâncime a cutremurilor, a replicilor? Că anumite compartimente ale scoarpei își caută o stare de echilibru, prin mișcare, nu? Și acest lucru este oarecum firesc, pentru că dacă un cutremur se petrece, are focarul la 3 kilometri, înseamnă că doar acel segment superficial al scoarței a reacționat, nu? La 40 de kilometri. Nu a fost același punct, ci pe linia aceea de palii, mai multe palii acolo, care au, de fapt, relație cu întreaga evoluție a Carpaților și a zonei numită astăzi la turma mea, adică... Domnule profesor, mă uit acum pe adâncimi. Adâncimile la care s-au produs aceste cutremurul de la ora 15 și un sfert și replicile. Și sunt așa, 6 km, 3 km, 3 km, 5 km, 8 km, 16 km, da. Din nou 5 km, 11 km, deci plaja... Sunt multe etaje. De ce? De ce? Pentru că... Pentru că, gândiți-vă, zona aceea de nord a platformei miosice e fragmentată, sunt mai multe bucăți. Uh-huh. Și toate sunt puse în mișcare, asta ne spuneți. De depozitele care vin din Carpați, care Bun. Sunt răsturnate, șariate, peste aceste depozite. Când? Care, da. Normal, sunt acoperite de sedimente mai noi, nu ca cele din fundament. Bun. 5,2-5,7. Și de aici concluzia, ni s-a spus că este un dublet, și de aici concluzia că avem de-a face cu o zonă activă. Sunteți de acord? Da, pentru că, gândiți-vă, de-a lungul istoriei au semnalat mai multe epicentre active. Problema este aceasta. La ce interval de timp revin aceste cutremure ceva mai serioase? În Franța, idealul de recurență este în circa 35-40 de ani, nu? În Banat, cele care au, să spunem, eu o prognoză statistică, eu oarecum această abordare, cele bănățene cu mai mult de 7 grade pe scara Richter ar veni la 100 și ceva de ani. Cele de aici ar veni la un grad de 6, la circa 80 de ani. Dar cele mai mici nu excludem, e adevărat, ce s-a întâmplat în spațiul vecin cu noi. Poate să aibă anumite urmări, dar nu să provoace cu tremure de mari magnitudini. Bun, și toată lumea vrea să știe dacă ce s-a întâmplat în Gorj alimentează, încarcă, influențează Franța. Nu există între Gorj și Franța. Se interpune un spațiu care are alt specific tectonic și seismic. Și ca să se înțeleagă și pentru țara noastră e important să analizăm puțin aceste diferențe spațiale, la est de Olt există iarăși o linie de fracturi care dau naștere categorii de cutremure făgărășene, care au afectat de-a lungul istoriei zona Câmpulung, Curtea de Argeș, cu efecte chiar și spre Transilvania. Toată rețeaua aceasta de fracturi, de palii, care însoțesc atât Carpații, cât și unitățile foarte rigide, dar care sunt fragmentate, pot să aibă reacții în timp. E adevărat că cele făgărășene pot fi mai ușor stimulate de către zona Vrancă, dar partea vestică nu. Pentru că se interpun
niște spații cu alt specific. Și dăm un exemplu pentru cei care vor să înțeleagă. De ce niciun cutremur din zona Branței, că vorbim de cel din 1940, cel din 1977, nu a avut efecte în zona Brașovului și în spații imediat apropiat, care, în linie dreaptă, sunt mai apropiate de zona Vrancea decât București, care a fost afectat. Structura aceasta cutată a Carpaților joacă rolul de amortizor. Cutele acelea revărsate dinspre vest, spre est, pe curbura Carpaților, spre platforma moldovenească, au fost ca un tampon. Amortizează. Am înțeles. Am înțeles, domnule profesor. Redistribuie energia seismică ce se propagă prin unde. Mulțumesc mult. Petru Urdea este profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, în direct la Digi24. Vă reamintesc, în studioul Digi24, în studioul jurnalului, invitații noștri sunt Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Bună seara, Cristina. Bună seara. Valeriu Turcan, Cristian Barbu și Dorin Popescu. Bună seara din nou, domnilor. Valeriu Turcan. Că sunt oameni care ne vor anunța cu tremure, ne zice astăzi Raed Arafat. S-a și întâmplat deja. Există un senator al României care de la tribuna Parlamentului a spus că există bomba geotectonică. Le-a spus oamenilor că există așa ceva și că trăim cu tremure care sunt generate, care sunt stârnite, produse de mâna omului, de cineva care vrea să facă lucrul ăsta. Evident că făcea declarația pe marginea cu tremurelor din Turcia. Toată lumea încărcată cu astfel de informații va crede, evident, spuneam și mai devreme, că tot ce se întâmplă are legătură. Sunt foarte mulți oportuniști needucați. Eu n-aș îndrăzni să fac predicții despre cutremur. Nu sunt de meserie. N-aș îndrăzni să spun cu certitudine ce o să facă mâine Vladimir Putin. Nu sunt de meserie. Putem să discutăm, să analizăm diverse surse. Este și o epocă în care atenția oamenilor este din ce în ce mai scăzută. În anii 90 încă aveau răbdare să urmărească 3 minute de transmisiune în direct. Acum oamenii preferă 20 de secunde. Și îl vezi pe profesorul X care are certitudinea cu privire la cauza cutremurului. Numai că este profesor la medicină veterinară, nu la seismologie. De aceea este nevoie ca în primul rând sursele autorizate, unde oamenii sunt școliți să verifice informația, să beneficieze de cea mai mare atenție din partea opiniei publice. Presa pe care o știi, Digi24, ProTV, alte televiziuni, surse cunoscute, unde oamenii sunt antrenați, da, să reducă arbitrariul. Adică dacă vreți să aflați ceva despre cutremure, intervievați pe cineva de la Universitatea de Vest din Timișoara, specializat în seismologie, nu un medic veterinar. În social media, unde este și principala zonă prin care această contagiune și isterie se produc, social media sunt pline de astfel de inepții spuse de tot felul de persoane needucate. Ce să spun? Oricine se poate da cu părerea în social media. Dar nu orice vezi acolo are un fundament științific și niciun sau o rigoare cât de cât, adică să iei mai multe surse, să încerci să afli adevărul. În general, oamenii care sunt foarte bine informați nu au certitudini. Au poate semne de întrebare, emit o ipoteză, dar rar au certitudini. În social media toată lumea are certitudini. Asta e cauza, asta s-a întâmplat. Fac corelații false între evenimente care n-au nicio legătură între ele. Ca și respectivul senator. Sunt ferm convins că nu-i teoria lui. A văzut-o undeva pe Facebook sau pe social media și ce s-a gândit? Cum fac eu astăzi să obțin 20 de like-uri în plus? Păi, merg și eu pe această teorie. Ce mă costă? Dar responsabilitatea lui este foarte redusă, în primul rând, față de cetățeni. Dacă tu ieși la televizor și spui, fără să documentezi, mâine la ora 5 o să fie un cutremur nu știu unde, gândiți-vă că sunt hipertensivi, sunt pensionari, sunt oameni care stau în locuințe poate nu consolidate. Sunt oameni care sunt îngrijorați. Oricum am avut anxietate din cauza COVID, anxietate din cauza inflației și a factului, anxietate din cauza războiului din Ucraina. Amenințările nucleare. Asta ne mai trebuia acum. Nu se mai opreau. Să stăm să ne ducem viața sub spectrul cutremurului iminent, prezis de oameni care n-au nicio treabă cu seismologia. De aceea e nevoie de prudență și este mai nevoie de ceva.
L-am văzut pe domnul Arafat care în mod corect a dat respectivul avertisment. Nu vă încredeți în cei care prevestesc cutremure. Pe de altă parte, era responsabilitatea ISU să aibă un program constant, neîntrerupt, cu privire la, nu știu, trei reguli de bază pe care să le urmezi în caz de cutremur, astfel încât oamenii să știe. Și mai e ceva. Noi avem fracturi între organizarea instituțiilor. Dacă ar face ISU ceva, integrarea cu administrația locală, de cele mai multe ori este superficială. Efectele la o campanie de conștientizare și de informare nu pot fi unele consistente decât dacă ai, pe de o parte, autoritățile centrale, în speță ISU, de cealaltă parte să fie administrațiile locale. Primăria, de exemplu, de la Târgu Jiu, primăria de la Craiova, etc. Pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie, cum să spun, explicate din casă în casă. Și pe o stradă unde ai blocuri e nevoie de o abordare, pe o stradă unde ai case construite în anii 70 ai nevoie de o cu totul altă abordare. De pe primăria din Târgu Jiu au căzut mii, cel puțin mii de cărămizi. Toate coșurile de fum au fost dărâmate. Are să ne gândim că asta s-a întâmplat cu sediul primăriei. Deci, aproape nimeni de la primăria din Târgu Jiu nu a fost preocupat de această chestiune. Putea să întâmple astăzi acolo o nenorocire. Și vorbim doar de coșurile de fum de pe primăria din Târgu Jiu. Gândiți-vă câte alte lucruri trebuie discutate, inventariate la nivel local, de primărie, asociațiile de locatari și împreună cu ISU. Aș vrea și părerea domnului general în legătură cu constatarea pe care o făcea Valeriu Turcan mai devreme, și anume că într-o perioadă scurtă de timp se întâmplă evenimente care evident n-au legătură între ele, dar pentru că ele încap în aceleași jurnale de știri, de exemplu, pentru telespectatori, pentru oamenii obișnuiți, creează senzația că se întâmplă ceva și că această accelerare a evenimentelor va putea să însemne inclusiv că urmează să se întâmple ceva mare de tot. Ceva catastrofal. Sunt persoane care accelerează chestiunile acestea, vedeți? Preiau elementele, nu au... Suntem în mijlocul unui război, domnule general? Ăsta este un război cu mințile noastre? De tipul acesta suntem întotdeauna într-un război, numai că accentele uneori sunt extrem de grave, cum suntem în acest moment. Să nu uităm că și până acum am fost într-un anumit tip de presiune, poate în un nivel de război. Veștile au continuat în ultimii 20-25 de ani să fie din ce în ce mai alarmante, de ce în ce mai focusate pe anumite domenii. Însă acum, sigur că sunt 4-5 elemente care chiar dor mental, dacă vreți, da? În momentul în care, eu știu, am văzut oameni cultivați, care au mers, eu știu, la, dau un exemplu, poate nu cel mai fericit, la citit un bobi. Și apoi ascultă că vine unul care are o bombă, nu știu de care, care produce cutremure și întoarce pământul pe cealaltă parte. Persoana aceea care citește bine în bob sau crede în bob, crede și aici. Din păcate, aceștia suntem, nu numai noi românii. Aceștia suntem poate ca generație. De ce? Uneori ne-am pierdut încrederea chiar în elementele fundamentale, cele științifice. Pentru că trebuie să recunoaștem și acestea au rateurile lor. Au și ele erorilor lor. Și atunci cei care fac acest lucru pe ei au eroarea și o îmbracă și o exploatează, duc acolo. Adică el vine cu o prostioară, cu o inepție, și o propagă pe acea direcție, umflând-o. Pe care direcție? Pe acolo unde a fost o mică fisură a științei sau poate a lucrurilor exacte. Și avem și noi, din păcate, nu ne întoarcem chiar la toate exemplele, dar avem și noi oameni care în Senatul României fac astfel de lucruri. Adică la cel mai înalt nivel. Credeți că n-au rezonanță? Ba da. Mai ales când sunt făcute dintr-o instituție, nu? Sigur, au rezonanță. Și atunci rolul nostru, al dumneavoastră, ca mass media, al oamenilor de știință care sunt invitați de noastră, al tuturor care au un cuvânt de spus în acest sens, rolul nostru este acesta, de a limita acest impact al celor care pot folosi o astfel de presiune asupra minții noastre destul de subre de unul. Lord David Owen, îl știți pentru că e unul dintre autorii planurilor de pace din fosta Iugoslavie, într-un interviu la Times Radio, este fost ministru de externe al Marii Britanii, vorbește despre cum vede el finalul războiului. Pe toți ne interesează.
și spune niște lucruri foarte interesante. De exemplu, să nu vă așteptați să trimitem SAS, trupele speciale în Rusia ca să-l captureze pe Putin, că nu se va întâmpla asta. Putin va ajunge la tribunal numai dacă rușii îl vor preda, iar Lord David Owen spune că nu vede asta întâmplându-se. Most wars end with a negotiation. I would far prefer this war to end with a negotiation. Just settling it only for Putin to come back again, which I'm sure he would. So we need a settlement that is permanent, and that means sound boundaries. It's tempting to say they should give up everything, but we in the West, in my view, quite disgracefully, allowed the first invasion. So Crimea is more than just a complex question. It's probably an issue on which, unless Crimea was to stay in Russia, there'd be no negotiation. And I'm not ready to say there should be no negotiation. I think that is the preferable result. And what do you think happens to Putin? Keir Starmer, PMQs this week, was saying he should be put on trial at the Hague. Do you think that's realistic? Again, I'm pretty wary of that. And firstly, it's not going to happen unless Russia was beaten, and Russia is not going to be beaten. And I think it's the wrong language to use, quite frankly. We are not going to destroy Russia so much so that they will offer up to The Hague. We're not going to send the SAS into Russia to seize Putin and take him to The Hague. A lot of these legal solutions, it's perhaps no accident that Starmer's a lawyer, illusion. We were able to do it in the Balkans, which I know very well, because we got a resolution through in the UN and we had support for international action. And we had the special court that we set up to try war crimes committed in Yugoslavia, carried by the UN. We're not going to get that in Russia. Cristina Ciliacu. E o invitație la negociere. Este o invitație la negociere, da, dar pe de altă parte aș completa ceea ce a spus Lordul Owen cu un raport recent pe care l-au făcut serviciile de inteligență ale Norvegiei împreună cu cele ale Estoniei. Doar ca paranteză, serviciile de inteligență ale Norvegiei sunt exclusiv militare. Ei cu asta se ocupă în mod special. Ce spun aceste rapoarte comune? Spun că în momentul de față, în Rusia, nu este nimeni care să-l oprească pe Putin. Deci singurul care poate opri acest război este doar și numai Putin. Ce face însă Putin? Pentru că are de partea lui foarte mult timp. Are de partea lui foarte mulți oameni, chiar dacă nu a anunțat o mobilizare generală, el continuă să antreneze rezerviști și chiar dacă acei soldați sunt mai puțin pregătiți sau mai slab pregătiți decât ucrainenii mai tineri și mai bine antrenați de aliații din vest, atunci el vine și aplică metoda lui Stalin. Cantitatea bate calitatea, pentru că, așa cum spunea și Stalin, și în calitate există, și în cantitate există o calitate. Uh-huh. Pe lângă asta, nu duce deloc lipsă de echipamente, chiar dacă aceste echipamente ale rușilor sunt vechi, sunt mai puțin precise, sunt mai puțin exacte, sunt multe. Ce s-a stricat poate fi reparat, ce nu poate fi produs în continuare, așa cum se producea în Uniunea Sovietică. Mai mult decât atât, își permite și timpul de a le distruge ucrainienilor infrastructura strategică, de a pune presiune pe populație, pentru că e neplăcut să trăiești deja fără curent, fără căldură și așa mai departe, atâta timp. Din fericire, aici nu prea are efect, pentru că cu cât sunt mai mult atacați, cu atât ucrainenii vor să reziste mai mult și să-și elibereze țara de ruși. Dar Putin are acest lux al timpului și, din păcate, ceea ce spun analiștii celor două servicii secrete este că nimeni în acest moment nu îl poate opri dacă el vrea să continue și dorința lui de a domina Ucraina există în continuare. Are avantajul timpului pentru că nu are niciun fel de opoziție, atunci nu are niciun fel de stres. Da. Poate face exact ce trece prin minte cu o forță uriașă, colosală, de care încă nu s-a folosit până la capăt. Da. Cam asta este problema. Dorin Popescu,
Lordul Owen ne spune că, din punctul lui de vedere, Crimeea va fi o linie roșie. Rușii nu vor vrea niciodată să renunțe la Crimeea. Să înțelegem că la Donbass ar fi dispuși să renunțe, că nici asta nu pare să se întâmple. N-am crezut niciodată și nu cred nici în momentul de față că obiectivul Federației Ruse, obiectivul minimal, reprezintă Crimeea. Rușii nu au nevoie de Crimeea dacă nu au și coridorul terestru. Atenție, este, din punctul meu de vedere, este o conexiune foarte clară între Crimeea și coridor. Putin vrea de bună seamă Crimeea și coridorul. Dacă în coridor încape în integralitatea lor cele două regiuni, Donetsk și Luhansk, poate mai bine. Dar Putin, când Putin are în vedere Crimeea, are în vedere inclusiv coridorul teritorial. În evaluarea mea. Deci de fiecare dată când am văzut Crimeea în evaluările americane de peste ocean, am avut dubile proprii. Însă, în ceea ce privește sprijinul lui Putin, dați-mi voie să vă propun o schemă logică extrem de simplă, bazată pe trei puncte fixe. Sfârșitul războiului, sfârșitul lui Putin și succesorul, că este relevant. Zădarnic vorbit doar de sfârșitul lui Putin. În modesta mea opinie, războiul acesta va dura ani de zile. Și nu am aproape nicio îndoială în această privință. Evident că actuala fază a ostilităților militare se poate încheia în 2024, printr-un acord de încetare a focului, printr-un armistițiu, printr-un acord, etc. Dar una din părți va fi fatal lezată de termenii acestui acord și se va pregăti pentru denunțarea prin forță a acestui acord și ca atare ne vor accepta alte faze ale războiului. Deci, ne va accepta un război cu totul și cu totul de durată, chiar dacă vom asista la fel de armistiții sau acorduri intermediare. A doua rămână. Eu cred că victoria absolută a unei părți este exclusă. Este exclusă și victoria absolută a Federației Ruse și victoria absolută a Ucrainei. În aceste card, cu cât războiul se termină mai repede, cu atât posibilitatea ca Ucraina să fie mai mulțumită de termenele încheierii crește, cu atât posibilitatea ca Putin să fie înlăturat de la putere crește, dacă se termină mai repede războiul, însă în egală măsură succesul va fi radical. Dacă războiul se prelungește așa cum anticipez, Putin nu pleacă de la putere pentru că nu există un câștig teritorial masiv al Ucrainei care să determine înlăturarea de la puterea lui Putin de către un succesor. Ei, cu cât trece timpul, Putin se va perpetua la putere, va fi de bună seamă reales cu ajutorul miliției electorale la noile alegeri, pentru încă un mandat chiar și în contextul războiului, însă crește șansele ca succesorul lui Putin să fie totuși și unul democrat odată cu sfârșitul războiului. Din zona democrată să fim pregătiți. Deci războiul va fi de durată, sfârșitul, nu anticipez un sfârșit al războiului care să conducă la căderea lui Putin, deși mi-aș dori eu de bună seamă, căderea lui Putin obligatoriu, ieșirea de la puterea lui Putin obligatoriu înseamnă întâlnirea cu sfârșitul fizic, biologic, pentru că nu există în aceste condiții posibilitatea ca Putin să iasă de la putere și atât și cineva din naturalul său să-i garanteze imunitatea pentru restul vieții. Dacă Putin iese de la putere constrâns de echipa sa radicală pe baza nemulțumirilor în creștere ale mediului său radical, atunci Putin va ieși nu numai de la putere, dar va ieși, nu va mai rămâne în picioare. Cam acesta este scenariul pe care îl propun. E un subiect pe care îl păstrăm, aș adăuga o informație, e ceva ce n-ar fi crezut nimeni că se va întâmpla. Avocatul poporului din Federația Rusă va ancheta plângerile, informațiile conform cărora sunt trimiși pe câmpul de luptă soldați fără arme. Există această informație, există astfel de acuzații. Unele dintre ele sunt susținute chiar de soldații de pe câmpul de luptă care se înregistrează, își transmit mesajele disperați. Iată unul dintre aceste mesaje. Мы мобилизованы из Оренбургской области. Хотим сказать, обратить внимание следственных органов, военной прокуратуры на то, что с первого дня нахождения в палаточном лагере для подготовки нас вводили в заблуждение. Нам говорили сначала, что мы будем территориальной обороной по приезду непосредственно в Донецкую Народную Республику. Нам сказали, что мы будем штурмовиками. Укомплектованы от и до мы не были. Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов. Ничего предоставлено не было. То, что нам предъявлял наш комбат, все оказалось ложным. Сейчас через минут 30 мы едем на передок.
всегда неизвестно. Не доводит абсолютно ничего. Я понимаю, что есть какие-то, не знаю, как сказать, да, меры секретности. Но просто не довести до личного состава нашу задачу, что мы будем делать. Нас вводит в заблуждение. Ребята, может, нас передали в НР, собрали военные билеты, когда начальник пришли, раздали, там стоят печати НР. Просто стоит воинская часть, должность, ни подписи, ни номера приказа, ни печать, все. Для чего приходили? У него и слаживание непонятно. Это выписка. Просим всех, кто увидит это видео, распространить максимально по всем площадкам социальных сетей. И пусть, опять же, наше Министерство обороны обратит внимание на незаконные действия данных людей. На тотальную халатность командиров и некомпетентность командиров. Одного из командиров ДНР вызывали Липецк. Липецк, да. А фамилии даже своих командиров новых мы не знаем. Мы не знаем, на кого обращаться. Мы не видели никогда. Да. Ну, а наш оренбургский комбат Балабол, отлично. Câinele era mai aproape de microfon, de cameră, de aceea se auzea mai tare decât soldații ruși nemulțumiți. Am o informație importantă. Baloanele din America de Nord, cele care, baloane, le spunem baloane pentru că sunt singurele obiecte despre care s-a vorbit, despre care s-a știut, de fapt ele sunt niște obiecte zburătoare neidentificate. Cele patru, deci cel care a fost dobărât deasupra Statelor Unite, deasupra Carolinei de Sud, și cele trei care au fost dobărâte deasupra Alaskei și Canadei, au fost dobărâte folosind rachete aer-aer, domnule general, Sidewinder, s-ar numi aceste rachete, exact. Care nu au avut focos. Da. Au fost folosite doar, explicați-ne, ce înseamnă asta? E vorba despre o sursă militară din Statele Unite, care a făcut această precizare sub protecția anonimatului. Cel mai probabil, pentru că a existat bănuiala, că cele trei care, despre care nu se știe nimic, ar fi fost distruse prin impactul cu proiectilul militar. Dar se pare că nu. Sigur. Noi intenționăm de fiecare dată când avem astfel de obiecte pe care nu le cunoaștem să le distrugem cât mai puțin, astfel încât ceea ce recuperăm să ne spună cât mai multe despre ele. Dacă în cazul în care racheta ar fi fost cu exploziv și focos, atunci, la impact, era posibil ca această rachetă să fie explodat și să fi stricat totul. Adică să fi împrăștiat atât de mult totul și să fi năruit orice speranță că am mai putea reconstrui. Și atunci am făcut ca această rachetă doar să perforeze, fără să și producă explozia de rigoare, și atunci a rămas ea așa intactă, ca să poată să zboare, că dacă îi scot ceva de aici, la un moment dat nu mai zboare, este dereglată, numai că focosul a fost inert. Adică n-a dat la impact niciun fel de semnal pentru a se produce explozia. Și practic a fost doar perforat. Ați văzut că acel mare balon, după ce a fost perforat, a și ieșit din el acel gaz, care presupunem a fost un gaz ușor, firesc, absolut normal, fie că a fost hidrogen, fie că a fost heliu, și ați văzut că a rămas norul, n-a rămas urmă de explozie. Și tot acele imagini ne-au arătat inclusiv că proiectilul nu a intrat în plin, ci undeva razant. Da, razant undeva. Tocmai din această acțiune de a păstra cât mai mult din el. Exact, de a păstra cât mai mult. Ca să poată fi investigate probabil. Exact, altfel acolo s-ar fi făcut o explozie care putea să distrugă inclusiv corpurile care ne interesează până la urmă. Vrem să vedem dacă într-adevăr venim pe sol acelea nu cumva sau auto distrus. Era o altă variantă, dar mai bine nu le distrugem noi. Deocamdată rămășițele celor din Canada și Alaska acolo sunt negăsiți. Acolo va fi o altă discuție, da. Va fi o altă discuție și toată lumea vrea să știe despre ce este vorba. Valeriu Turcan, sfârșitul războiului. Sfârșitul războiului printr-o negociere cu un Putin intact. Asta aduce multă frustrare. Numai când te gândești, te umple frustrarea. Nu se poate. Da, dar până la urmă politicienii trebuie să-și depășească frustrările și angoasele și anxietățile și să stea la masa negocierii. Pentru asta primesc un mandat de la popor, nu? Să fie la masa negocierii pentru a reduce pierderile civile, pierderile militare. Sunt calcule de natură economică, dar și de, cum să spun, responsabilitate față de proprii cetățeni. Dacă la un anumit moment poți să contribui, o să-ți depășești ura față de Vladimir Putin.
Și cred că este natura politicului, nu? Să se așeze la masa negocierilor. Când se va întâmpla acest lucru? În ce condiții? În ce fază a războiului? Nu știm acest lucru. Deocamdată, cum spunea și Cristina mai devreme, Putin este hotărât să arunce în luptă sute de mii de oameni pe post de, nu știu, ținte vii, practic. Până chiar la urmă. Și fără puști. Chiar și fără puști, dar e o schemă foarte veche. Ea vine din comunism. Cu alte cuvinte, Comandantul Suprem nu știe ilegalitățile și abuzurile și duplicitatea celor din subordinea lui. E un simulacru de anchetă acolo menit să-l arate pe Putin ca fiind neinformat de partea poporului. El niciodată n-ar tolera așa ceva. Nu, cum să, dacă Putin ar fi știut așa ceva, el ar pune lucrurile la punct. Alții sunt cei care... Putin este personajul negativ. Incompetenții, trădătorii, corupții sunt undeva sub el. Deci e o tehnică foarte veche și cred că și la noi se aplica, nu? Tovarășul nu știa niciodată. Da, da. Un prilej, da. Și un prilej se mai dispară unii. Exact, exact. Un prilej. Doi soldați la o pușcă, se întâmplase la Stalingrad, domnule general. Doi soldați la o pușcă. Da. Pentru că Stalin avea nevoie să obțină victoria extraordinară, răsunătoare, și i-a trimis carne de tun. Da, acolo a fost însă o altă situație, dacă vreți, tactică. La un moment dat au rămas fără arme. Și atunci a fost ideea, o facem cu schimbul. Vedeți? Trag eu ce trag, las arma aici, mă duc în spate și mai tragi și tu. Foarte delicată situația din acest punct de vedere. Sigur că este conceptual, este imposibil, dar iată că s-a forțat mai mult decât puterea omenească. Asta a fost, o situație anume, pe care o știm și o citim și noi ne îngrozim uneori, dar a avut succes. Și probabil că, nu probabil, Putin pare că vrea să încerce, că poate să reia o încă o dată. Sigur. Îl vrem și pe Soloviov. Colegi, îl vrem neapărat și pe Soloviov, pentru că sunt curios care sunt părerile voastre. Pentru că ieri vă spuneam că facem conjurul internetului vestea conform căreia Soloviov, care voia să distrugă cu o rachetă Marea Britanie, voia să o facă să dispară, îl are în Marea Britanie pe fiul lui, care lucrează la o firmă de modeling, e model. Astăzi Soloviov vine și spune nu e adevărat, dar într-un minut, veți vedea, spune că nu e adevărat, nu oferă nicio dovadă, nicio informație, ok, nu e adevărat, dar unde e fiul? În schimb, vorbește despre propagandiștii de la Kiev, îi înfierează, oricine altcineva e devine, haideți să-l vedem. Da, că откуда же все это цепсошная херня пошла? Смотрю, Джейсон Джей Смайт, но он, во-первых, гей, а не Джей, и он не Смайт, а stupid. И Джейсон Джей Смарт пишет, the hypocrisy. Daniil Soloviev, 21-year-old son of propagandist Vladimir, is working as a model in London. It must be his mama's genes. Despite Vlad calling for war against Ukraine, he has failed to mention that. This or his elder draft-dodging son, who also studied in the UK. И дальше фотографии моих детей. Все хорошо, но это ложь. Это цепсошная ложь, которую забросил киевский пропагандист Джейсон Джей Смайт, который работает в Киеве, на Украине, в читаемых Ульи Пономарева, которая работает на Киев Пост. Это подхватили Гордон, это подхватило все цепсо. Я мульт чирк и пуцина субстанция. Да. De data asta, internetul, iată că ajută, adică aduce dovezi, pentru că nu e așa în lumea modelingului, se lucrează cu imaginea și băiatul lui Vladimir Soloviov este top model la Londra. Prin urmare, pozează pentru diferite campanii. Mai mult decât atât, deși tatăl său este un frecvent... împotriva Marii Britanii în mod special. Exact, a Marii Britanii, ai comunității LGBTQ. Au apărut foarte multe imagini cu fiul său îmbrăcat în ținute mai degrabă potrivite doamnelor, cu unghii, cu coafiuri sofisticate și așa mai departe. Deci e greu să faci față unui val de informații, mai ales că aceste informații sunt campanii publice, plătite, pe banii britanici și așa mai departe. A 19-a replica cutremurului de astăzi și toate informațiile vin imediat cu Ioana Ciurlea. Seară bună!